Bine, v-am regăsit la un nou video. Ceea ce vreau să vă arăt astăzi sunt două seturi de freze. Am un set de freze pentru instalații de la Bosch. Asta a fost luat din Dedeman. După cum vedeți și pe acest ambalaj, se poate da găuri și în lambriu de plastic, bineînțeles și în lambriu de lemn, în rigips. Pentru instalații, pentru prize, pentru țevi și așa mai departe. Aici avem diametrele de la 26 până la 64 și adâncimea frezelor este de carotelor, pardon, este de 18 mm. Hai să le și desfac, să vi le arăt. Nu mai știu cât am dat acum pe ele, dar o să mă uit pe cod și dacă le mai găsesc, o să vă las link în descriere. Știu sigur că le-am luat din Dedeman. Sunt luate de ceva timp autostat prin atelier și acum am început să vă arăt, așa cum v-am promis, câteva unelte și accesorii pe care le-am comandat și pe care încă nu vi le-am arătat. Deci așa arată setul de carote. Se scot de aici și putem să lăsăm doar carota care ne trebuie pentru a da gaura respectivă. Alte informații despre aceste carote le găsiți aici tot pe acest cartonel. Rotațiile minime la care trebuie folosite aceste carote. Uitam să văd grosimea acestei table, acestor carote, dar nu găsesc nicăieri. Deci cam așa arată setul ăsta de carote. Se prinde foarte ușor în mașina de găurit și asta este burghiul central cu care de care o să vă ajutați ca să dați gaură respectiv. O să facem și niște demonstrații un pic mai încolo. Mai am un set de burghie din astea cu cap plat de la Hitachi. Sunt 13 bucăți înăuntru, cu diametre cuprinse între 6 și 25. Lungimea lor este de 15 cm, 150 de mm. Haideți să vă arăt și cum arată această trusă. Trusa, din câte mi-aduc aminte, am luat-o de pe Master Tools sau ceva de genul, nu mai mi-aduc aminte foarte bine. Nu-mi dau seama ce se întâmplă cu acest magazin, am încercat să mai cumpăr ceva de acolo în ultima vreme și nu mai răspunde nimeni. Probabil că au falimentat sau ceva, nu știu, nu-mi explic. Cam așa arată această trusă, îmi place foarte mult, are, e dintr-un plastic așa destul de rezistent, cu sigla Hitachi, o agățătoare, dacă vreți o agățați în atelier, pe perete, și sistemul de deschidere este în felul ăsta, așa. Da, deci așa se deschide cutia și înăuntru se prezintă exact așa cum am spus, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 16, asta nu știu dacă e că dă 17, da, de 17, era pusă invers. Mare atenție când umblați cu astea, că sunt foarte ascuțite și riscați să vă tăiați foarte rău. De scos se scot foarte ușor, se dă așa toată chestia asta și se scot foarte ușor. Deci până la 25, ce vreau să mai văd, uite, hai să iau, nu știu, hai să iau pasta de 18, că e cum da aici în margine. Vreau să verific cât sunt de centrat, adică dacă sunt, dacă există probleme de oscilație la ele. Hai să încerc să dau cumva camera așa. Aici se prind în mandrină o coadă hexagonală. Hai să încercăm să vedem dacă se detectează cumva vreo oscilație. Să dau asta de aici. Nu, e perfect centrată asta. Hai să mai încerc încă una, doar așa. Eu încă nu le-am testat, nu le-am probat până acum, nici nu le-am folosit. O să fie prima dată când o să le folosesc. Acum la test, este una de... hai să iau pe asta de 8, dacă reușesc să o scot. Intră destul de greu acolo, asta e o chestie care nu îmi place foarte mult. Pentru că mă chinui să le scot și mă risc să mă tai. Sunt foarte ascuțite și... Am umblat cu atenție. Să vedem și asta de 8. Tot așa să o dau cumva să fie un contrast clar. Observați că nu are pic de oscilație. Asta apropo de cineva care spunea
într-o discuție de pe grupul pasionaților de unelte că bor mașinile astea de la Makita au probleme cu mandrina, că sunt descentrate. Nu sunt deloc descentrate, sunt perfecte, perfect centrate. Hai să pun asta la loc. O să fac, bineînțeles, și niște demonstrații, să vă arăt și vouă cum lucrează. Burghiile astea cu cap plat sunt foarte bune pentru găuri rapide. Aveți nevoie să găuriți în lemn sau undeva. Și eu le folosesc cu plăcere, mai am câteva bucăți separate de set de la Makita și îmi plac, mă descurc cu ele foarte bine. Și adevărul e că arată și bine, așa să le ai pe toate într-un singur set. Când ai nevoie, ai luat de aici, ți-ai făcut treaba și le-ai pus la loc. Da, cam asta e prezentarea. Eu o să închei acest video cu niște demonstrații. Vedeți că niciuna nu este folosită. E o să fie prima dată când o să le folosesc și eu. Uite, aici are un holșurub de ăsta, ca să puteți să scoateți burghiul de aici, să nu locuiți. Așadar, haideți să testăm într-o foaie de rigips de 12. O să folosesc direct carota de 64 pentru prize. Să testăm și o freză din asta, din setul de la Hitachi. O să găuresc cu asta de 25, cea mai mare. Am o bucată de rășinoase aici cu grosimea de 5 cm. Un lucru pe care nu vi l-am spus mai devreme când vă prezentam setul, dacă și focalizează asta un pic, vedeți că aici are niște colțuri așa. Îmi plac foarte mult astea pentru că astea, în timp ce găurește, îi dă prima dată conturul la gaură și în felul ăsta iese o gaură cât mai netedă, cât mai frumoasă. Asta îmi place la genul ăsta de freză. Hai să vedem cum lucrează. Repede și frumos. Aspir un pic gaura și vă arăt și cum a ieșit gaura cu freza asta. Cam așa e gaura, nu? Destul de frumoasă. Exact ce vă spuneam, marginile alea prima dată dau așa un contur și în felul ăsta gaura iese cât mai bine cu putință. E o gaură aproape perfectă. Dacă nu chiar perfectă, ținând cont că și lemnul este unul nerindeluit, nefinisat. Deci de freze, de burghiile cu cap la de la Hitachi sunt foarte mulțumit, dar alea de la Bosch nu-mi plac. Ca atare nici nu o să mai cumpăr genul ăsta de carote în set. Cam atât pentru acest clip, sper că nu am reușit să vă plictisesc. Vă mulțumesc pentru vizionare, o să ne reauzim la următorul video. Până atunci eu vă doresc ca de obicei să aveți o zi frumoasă, mult chef de treabă și numai bine!